Chiar dacă a fost în plană renunțarea la ora de vară sau de iarnă și în anul 2022, România va schimba ora, află care este data în care vom dormi mai puțin cu o oră și de ce proiectul de menținere a unei singure ore a fost stopat. Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, în ultimul weekend al lunii martie, trecem de la ora de iarnă la cea de vară. În anul 2023, schimbarea orei va avea loc în noaptea de sâmbătă 25 martie și duminică 26 martie. Astfel, ora 3 va deveni ora 4, ceea ce înseamnă că vom dormi mai puțin cu o oră, fiind cea mai scurtă noapte din an. În anul 2018, în România, era lansată propunerea de a se renunța la schimbarea orei, însă Senatul a respins această propunere. La un an distanță Comisia Europeană propunea același lucru potrivit unui sondaj care a avut loc în mediul online și la care au participat peste 4,6 milioane de persoane. Aproximativ 80% dintre aceștia erau de acord cu eliminarea schimbării orei. La rândul său Parlamentul European vota pentru același lucru, iar din anul 2021 fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuia să aibă aceeași oră tot anul, rămânând la decizia fiecăruia la care oră, cea de iarnă sau cea de vară. La acea vreme, țări precum Franța, Portugalia, Cipru și Polonia hotărau să efectueze ultima schimbare în primăvara anului 2021, în timp ce state precum Finlanda, Danemarca sau țările de jos voiau să producă schimbarea în ultima duminică din luna octombrie a acelui așa an, relatează Playtech.ro.